Prieteni, salutare! Vreau să vă spun bună seara și bine ați venit la webinarul nostru. Cum se tem prima publicitate, ați văzut și din anunțul cover-ului nostru cum creezi prima ta reclamă în Facebook. Azi o să discutăm exclusiv despre subiectul dat ca publicității. Vreau să-mi spuneți și să mă ajutați să înțeleg dacă, în general, se vede, se aude. Pentru că știți cum conexiunile astea, ba este, ba nu-i, vă rog, dați-ne un plus, un mesaj, este, nu-i, înșiet, tare, care este situația. Așa, eu o să mă uit prin chat, da, Lucia, bună seara, bună seara Tatiana, bună, se vede și se aude, ok, Carina, super. Știți foarte bine că dacă întâmplător partea de sunet întârzi, ori dacă întâmplător imaginea clachează, este un buton reconectează, foarte mult depinde de ce fel de, de pe ce fel de platformă v-ați conectat, ce fel de calitate a internetului aveți, la noi arată că tot aici este ok. De aceea noi o să începem ușor, ușor. Până atunci vreau să vă rog foarte mult să insist. Bănuiesc că în audiența de azi peste 70 de persoane deja s-au conectat. Am avut peste 270 de participanți înregistrați în cadrul webinarului. La 150 așteptăm să se conecteze. Și bănuiesc foarte o bună parte lucrează cu domeniul social media sau au interacțiuni cu domeniul social media. Nu zadar v-ar interesa subiectul de setare publicitate. De ce? Sunt sigur că sunteți familiarizați cu Instagram-ul, sunteți familiarizați cu tot ce înseamnă tag, share, like. Ne puteți răsplăti prin a face un story, a tagui Talmazan School sau talmazan.md pe mine. Ca prietenii voștri să afle, poate se conectează și ei. La mine în feed este link-ul la subiectul de azi și la live-ul de azi. Azi discutăm despre publicitatea online și vreau să vă conectați pentru că o să fie și content distractiv, activ, dar și content de studiu. Astfel, o să discutăm de cei doi vectori ai campaniei, care este diferența dintre un boost post și o campanie, cum promovăm, ce promovăm. O să avem ca niciodată, prieteni, ca niciodată, un material gratuit care nu l-am dat în viața noastră la nimeni, cu o valoare imensă, se poate folosi doar o dată și va fi spus la final. De ce? Dacă vreți, răbdați. La final o să mai avem și un produs de educație pentru cei care vor să studieze mai mult, dar vreau să nu vă concentrați, o să vă simțiți că stați aici să vă povestim niște palavre ca pe urmă să vindem, mulți prea webinarele așa. Vă propun trei etape și vă propun trei procese pe care voi treceți. Primul, azi învățăm două lucruri importante. Yin și Yang. Azi vă învățăm, vă promit. Al doilea moment, puteți beneficia, dacă așteptați vreo oră, o oră jumate, dacă sunteți conectați, de un produs exclusiv care nu a mai fost niciodată șăruit și nu va fi posibil cumva pe urmă, prin e-mail sau nu știu ce să mai beneficiați de el. Și al treilea, dacă vreți o ofertă exclusivă de studiu în cadrul școlii noastre, la final o dăm posibilitatea la așa audiență care are nevoie în ajun de anul nou, în ajun de sărbători, în ieșire din criză, să învețe social media mai intens. Așa că bună seara, haideți ușor să începem despre insight-ul de bază care urmează voi să-l descoperiți. Respectiv, ziceam, 20 minute pentru întrebări răspunsuri, important, 20 minute, vă rog să notați. Eu o să încerc să mă uite așa, că mă uit în stânga, să credeți că nu mă uit pe pereți, mă uit aici la voi, ca să văd Natalia Topor, salutare, Irina, salutare, Ecaterina, mă uit la voi și vă văd, dar oricum despre subiectul cel mai important al întrebările voastre, care vă frământă, care vă dor, o să discutăm în ultima sută de metri în contextul procesului nostru. Dați-mi, vă rog frumos, un feedback în chat. Noi știți webinare se practică pliuschi-pliuschi. Dacă sunteți prima oară în cadrul unui webinar prestat de către mine. Vreau să înțeleg pe cât de tare trebuie să pun un accent 30 secunde sau 1 minut și 30 secunde despre Dumitru Talmazan ca să vă dați seama de ce eu azi vă prezint. Deci un plus dacă sunteți prima oară, 2, 3, 4, 5 plusuri dacă sunteți nu prima oară în cadrul unui webinar și faceți cunoștință cu mine. Vă rog mult, un plus Nadia, 1, 1, Svetlana, 1,
Nu, prima oară, Lucia, 1 minus Victoria. Minus, adică te duci sau Vica? Victoria, care e situația? Mă scuz dacă ceva, prima dată, plus, plus, Ana, Ceala, frumoasă familie. Ina e cu noi de mult, Ana e cu noi, Victoria, nu știu dacă e tot aceea, au pus două plusuri. Ok, înseamnă că nu 30 de secunde și nu un minut, 30 de secunde, cred că o să vorbesc despre mine 45 de secunde, ni tibie, ni mie, dar să știți că scopul meu este să vă dau chiar câteva sfaturi, nu o să fie mult. Eu ultima vreme am zis că webinarele trebuie să fie cu 1-2 idei de bază, fără multe informații, pentru că e foarte greu să te calibrezi. Mai bine să-l facem mai des, cu 100 de oameni, dar oameni interesați în proces, decât cu 5.000 de oameni care vin pentru că scrie eveniment gratuit. Așa că azi discutăm despre cum să creezi prima ta reclamă pe Facebook, iar eu sunt Dumitru Talmazan. Și puteți să ne felicitați că aici chiar încă pot să mă mândresc cu echipa mea și cu mine, pentru că noi suntem certificați Facebook. Avem de curând certificarea Facebook, unica și până când, posibil, alții nu vor ghi despre asta cel puțin, dacă sunt fericiți pe ei. Și vă îndemn și pe voi, apropo, să încercați să primiți certificarea. Chiar se merită să aveți această etapă dacă sunteți în domeniul social media. Aveți întrebări, scrieți în privat cu drag, nu-i nici ascuns, mă mândresc că noi asta avem și aș vrea să mă mândresc că Republica Moldova sunt tot mai mulți și mai mulți Facebook certificați experți. Sunt certificat MBA executiv, facultatea din Rusia și Londra, antreprenor digital, speaker internațional, în companii care activează în domeniul social media, business modest, Universitetul Sinergie, Talmazan School, Sidorin Lab. Sunt companii în care eu activez ca speaker pe direcția de social media comunicare. La fel, toată activitatea mea se menține pe bază la câteva agenții, companii de bază, SAP Digital Team, Talmazan School, Kick Social Work, Prom Capsule, Yellow Yang. Despre SAP, mai mult ca atât, este agenția în baza căreia noi ne formăm expertiza. Respectiv ce fel de perspectivă și ce fel de expertiză ar însemna peste 6 ani de activitate, peste 200 de branduri anual pe care noi le promovăm. La agenția SAP Digital Team, peste 200 de branduri ne permit să implementăm foarte multe cunoștințe pe care le studiem în cadrul instruirilor Facebook, în cadrul activităților pe care le facem externe, peste 2000 de absolvenți în cadrul Talmazan School, peste 30.000 de participanți în cadrul webinarilor, evenimentele deschise și bugetul nostru pe care am reușit să cheltuim și în medie el atinge 300.000 de euro, ceea ce ne permite să spunem că astăzi, dacă vă spun despre faptul că cum să faci o reclamă în Facebook, nu este despre faptul că am citit undeva în Google, nu este despre faptul că cumva undeva am văzut sau nu știu ce ne impare. Este faptul că am studiat la surse credibile și de expertiză, am implementat în cadrul la 10 sute de întâlniri și expertiză șeruită și corectată și azi vin la voi cu 2-3 grăuncioare care sper mult să vă ajute să vă îmbunătățiți activitatea de social media manager. Indiferent la ce fel de etapă sunteți. Mulți vor azi și acum, eu înțeleg asta, și sper mult că voi aveți răbdarea dacă sunteți la început. Dați-mi un feedback de la 1 la 10. Dacă sunteți în domeniul social media, de la 1 la 10, cam cum credeți? Care este nivelul vostru de expertiză? Cum vă simțiți voi? 1, 3, 7, 10, 9, 21? Sau dacă nu sunteți în domeniul social media, scrieți în care funcționeți. Gen, spuneți, eu sunt antreprenor. Dar dacă sunteți în domeniul social media, digital comunicare, dați-mi de la 1 la 10. Cum vă simțiți voi? Ca ce fel de expert sau speț, îi se mai spune la noi în piață, sunteți? 3, 4, 6, 4, 6, 5, 8. Emma, felicitări! Victoria, antreprenor! 4. Haris, 95 de oameni în live, peste 100 de oameni, cade la peste 100 de oameni și sper mult că vă sunteți conectați în contextul să avem un dialog. Chiar știți, eu aș vrea să rămână 5 oameni dacă vor să lucreze. Nu vă supărați! Doar că noi deja am trecut de etapa în care să ne uităm la cifri și despre asta azi tot să discutăm cum noi facem postări pentru ca să avem cifri. Vreau să avem un dialog. Voi sunteți aici de ce? Pentru că vreți un feedback sau pentru că n-aveți ce face? Dacă n-aveți ce face, vă iert. Și pur și simplu sunteți aici. Antreprenor 3, Irina,
7-8, ok, diferite diferențe, despre mine, și aici luați prima lecție înainte să trecem la campanie sau bus post. Ca să devii și să poți faci ceea ce trebuie sau ceea ce ai nevoie, e nevoie de minim două ingrediente, timpul și banii. Banii pentru ca să poți să cheltui ai tăi sau ai companiei sau ai angajatului tău în contextul de publicitate. Și timpul ca să poți să reușești toate update-urile. Nu poți într-o lună de zile să setezi toate acele trei categorii cu fiecare două, șapte, opt instrumente care fiecare are diferite variabile. Nu poți într-o lună asta să faci. De ce? Nu contează unde vă instruiți, nu contează de când sunteți. Dacă voi sunteți de o lună, două, trei în tema asta, dați-vă timp. Pentru că foarte multe lucruri se vor schimba după ce voi veți simți că vă pricepeți. Dar perceputul ăsta nu se întâmplă peste noapte. De aceea, despre mine, ce aș pune în istorie este că la mine istoria cu social media a început când era Nokia 1100. E, pun slide-ul ăsta, am decis să-l pun încă până când eu îl mai răpt. Poate cei care au fost la webinar l-au mai văzut. Dar cam așa, Dumitru Talmazan era în tare mult timp în urmă, peste 10 ani în urmă, când eu am început să fac antreprenoriat și am avut o agenție de nunți. Evoluția mea în social media a fost de la faptul că, eu nu știu dacă voi țineți minte, dați-mi un da ca să înțeleg, țineți minte, că erau postări în care era modnă să văd din ce an voi sunteți, cu knopă și telefon sau touch, sau cu Siri sunteți. Când erau postări unde era tare modnă să pui fotografia ta ca director pe postări. Da, vedeți o postare de la compania special.md, e din anul, dacă vedeți, 2015, 14 ianuarie, să aveți o zi specială, Dumitru Talmazan, director, compania special.md. Un eveniment creat special pentru tine. Să văd în chat, sunt oameni din era asta sau numai eu cel mai bătrân aici. Respectiv, timpul ăsta a trecut și cumva am evoluat în materie de social media. O făceam foarte intuitiv. Adică, practic, comunicarea în social media la mine era foarte intuitivă. Eu făceam postări pentru că așa trebuie și făceam postări și comerciale, și agrement, cum ați văzut, aici era agrement. Pe de o parte, în formatul de postare aici deja este brand awareness, în care este credibilitate, că noi suntem cei mai buni. Păi iată, așa am lucrat eu, în zona de social media comunicare, așa înțelegeam eu. După care am cheltuit tare, tare, tare mulți bani ca să-mi dau seama că anumite lucruri nu merg. Și când vorbim despre publicitate, noi am simțit acest vector încă vreo 2 ani în urmă, că postările practic nu au sens. Un an în urmă am simțit-o tare jos, ca anul ăsta o vedem, e ca așa, în palmă. La nimeni nu trebuie postările voastre. Publicitatea este regina și cununa activității voastre în social media și în partea de Facebook comunicare. De ce? Aici intervine un moment că publicitatea este must have. O să o faceți voi, o să o controlați voi, dar ea precis trebuie să fie la voi în companie. De ce? Noi o să cam încheiind blocul despre Dumitru Talmazan, cam așa am evoluat eu în timp, din 2013 până astăzi, activând în câteva țări și lucrând pe direcția de social media marketing, care îmi permite ca noi să putem să aducem valoare clienților noștri și celor care vor să comunice cu noi. Iar ei sunt mulți, zeci de companii, sute, aș spune eu, companii anuale care vin la noi la instruiri, la consultații, la promovare, la evenimente corporative. În fața voastră chiar vedeți câteva companii care au făcut integrări de departamente de marketing sau de instruiri corporative sau de audituri complexe. Și toate acestea sunt pentru ca eu azi, în următoare jumătate de oră, 40 de minute, să vă dau o leacă de carne. Da? Dacă sunteți gata, puneți agoni. Puneți agoni, pentru că am ușa să încep să răspund la telefoane și să mă pierdeți. Puneți gătov, haideți să facem după stilistica europeană, după stilistica Tony Robbins. Are you ready? Nu e tipajul meu de ridicare atmosferii, dar vreau să văd. Parascovia, mulțumesc, că văd un agon și eu, Valeria, super, Irina,
Asta am vrut să aud. Haideți să pornim la drum. Să pornim la drum pentru că avem o cale foarte simplă, lungă și frumoasă. Vorbim despre social media și tot ce trebuie să știu despre prima mea publicitate. De ce e prima mea publicitate? Pentru că posibil voi deja faceți publicitate și asta nu o să fie prima voastră publicitate. Dar aș îndrăzni să spun că în continuare ori o să vă regăsiți, ori să identificați acea prima publicitate pe care o văd eu, o setez eu sau o recomand eu în activitatea unui social media manager azi. Respectiv, ziceam despre ei că o să discutăm despre yin-yang și publicitatea este un fel de yin-yang. Pe de o parte, ea este simplă, pe de altă parte, ea este complexă. Ea poate fi simplă sau complexă. Ceea ce înseamnă că voi puteți activați ambele perspective. Și aici nu este bine sau rău. Da, yin-yang nu este despre bine sau rău, este despre alb și negru. Respectiv, care cale voi să o luați? Azi vreau să discutăm despre asta. Ce fel de cale recomand și în ce situație? Vorbind despre simplă sau complexă, vorbind despre două căi, ar fi pe de o parte bus postul și pe de o parte campanii complexe. Eu chiar le diferențiez și eu nu socot că cei care se promovează chiar și cu 200 de euro pe lună, apăsând pe butonul albastru, fac campanii. O să vă povestesc și o să vă explic aceste ipoteze, pentru că chiar în activitate am văzut diferență și aș putea să trag o linie roșie și să vă spun. Când aveți asta, faceți asta, când aveți asta, faceți asta. Deci avem două căi. Prima este bus post și a doua este campaniile. Prima, campaniile sau prima bus postul arată în formă simplă. Noi avem o postare. Când voi faceți o postare la voi în pagină, voi aveți elementul de text, aveți elementul de imagine, după care voi dacă clicați pe butonul albastru, promovează postarea, vă se deschide o interfață. O interfață care vă arată niște date legate de publicitatea voastră. Și aici nu contează în Facebook sau în Instagram, pentru că dacă noi vedem, varianta asta este varianta Facebook, iar asta este varianta Instagram, în care voi la fel, aveți o postare, clicând pe promovează sau bus post sau promote post, nimeriți pe un next step unde voi puteți alegeți ce fel de promovare voi puteți face. Să alegeți către profil, către site-ul web sau mesaje directe. Aici, la fel, puteți să încercați să creați campanii. Și ce noi avem în interfațele astea de next step? Un mini instrument care vă permite să faceți anumite setări. Asta este formatul bus post. O să vă spun dacă cred eu că îi trebuie și când el trebuie să fie făcut. Dar înainte de asta, haideți să trecem trei obiective, trei zone importante în contextul ăsta. Trei întrebări și mie îmi place, repet încă o dată, cei care sunt peste 107 oameni deja, super, ridica negru, pornim, am pornit de mult, mă uit cam târziu. Notați-vă! Mie îmi place să văd în stories-uri, tag-uri, amuia nu mă uit, dar încă n-am văzut notificări în Instagram despre tag-urile voastre. Dar mie îmi place să văd că voi faceți notițe și voi puneți asta în stories. E mega important. Trei întrebări la care vă răspundeți în contextul de promovare bus post, care se face în anumite situații. Când noi vrem ca postarea noastră să o vadă mai multă lume. Scopul bus post nu este să facă vânzări. Scopul bus post nu este să vă facă vizibilitate maximă. Scopul bus post are două, să spunem așa, obiective foarte bine definite. Primul, el este simplu în utilizare. Deci dacă voi sunteți în drum, ați creat o postare fiind în aeroport și vreți să o vadă mai multă lume sau să o vadă lumea care este din jurul vostru sau vreți să faci niște setup-uri, quick setup, fără să scrieți business manager, cont de publicitate, voi intrați din pagina voastră în business suite sau în page manager sau unde voi sunteți și acolo vă faceți setările. Deci primul element că el este repede și simplu. Al doilea moment că bus postul se folosește pentru că o leacă mai multă lume să vadă. Dacă voi ați făcut un video, dacă voi ați făcut o creație, ați făcut o postare, ați scris o idee și dacă voi o postați pur și simplu, organica să o vadă foarte puțină lume. Și voi v-ați convins de asta, cu siguranță, că când voi postați o postare, o văd 10, 7, 5, 20, 30, 50% de oameni. Cât mai multe like-uri aveți la pagină, cu atât mai puține vizualizări organice aveți. Respectiv, noi ajungem la faptul că noi trebuie să arătăm la mai mulți oameni. Și dacă voi ați cheltuit pe production,
pe design 50 euro, pe copywriter 50 euro, o oră ați căutat ideea, vreo jumătate ceas o postați, ați cheltuit din viața voastră de 3-4 ceasuri pentru o postare, pe care văd 300 de oameni, tot așiași, tot mama, tata, tot cumărjanea, tot alaiu, care e sensul? Care e sensul? Ei doar n-ați cumpere în fiecare zi produsul vostru, da? Ei doar n-ați să intervină la voi în fiecare zi, dar voi postați în fiecare zi, ori în fiecare săptămână. Respectiv, scopul este să găsim o altă audiență care să vadă ce postări sau să trezim audiență care a dat like la pagina noastră. Deci aici elementul vine că noi trebuie să înțelegem care este scopul nostru. Prima întrebare. Și noi înțelegem scopul postului este să folosești promovarea unei postări existente pentru o vizibilitate mai mare decât acest impact organic despre care toată lumea vrea să-l mărească și nu reușește. A doua întrebare despre care trebuie să vă puneți când voi începeți să comunicați în formatul ăsta, asta este care este bugetul. Spuneți-mi, vă rog mult, din cei care promovează postările, dacă promovați prin butonul ăsta albastru, cât buget voi puneți pentru postare? Scrieți-mi o cifră. Care este bugetul vostru pe care voi îl dedicați pentru promovarea unei postări existente? Haideți, eu aștept voi să răspundeți, pentru că eu când fac pauză, am și așa întârziere de câteva secunde dintre ceea ce vorbesc eu și ceea ce văd eu în chat, dar oricum insist să-mi dați un feedback, așa, maxim 30 de euro, Ema spune, 10, 30 lire, 10 dolari, 10, 5, 20, 5, așa, 5, 2, 4 pe zi, 10 dolari. Ok, maxim 150 dolari, 10 dolari. Ok. Când noi vorbim despre buget, o parte din voi posibil ar rezona cu ceea ce văd eu în activitate, dar eu cred că bugetul nu trebuie să depășească 5, 10, 20 de dolari pe 1, 3, 5 zile. La ce mă refer? Când noi vorbim și revenim de scop, scopul meu este că această postare pe care eu am creat-o să o vadă o leacă mai multă lume. În dependență de ce fel de companie eu sunt, dacă bugetul meu total este 100.000 de euro pe lună, paniatna că un spost poate ești de 2.000 de dolari. Dacă bugetul lunar la noi e 300 de euro, dar noi 100 dăm pe spost, posibil deja am atins limita. Adică în dependență, cât buget de marketing voi aveți general, puteți calibrați încă și spostul. Eu, în activitatea mea, în activitatea clienților, că la dăm și bugetul pentru Facebook pe lună e 300 de euro, nu recomand ca paginile BusPost să posterele, să fie promovate cu 5-10 dolari pe 1-2 zile. Adică ai pus 5 dolari, ai pus pe o zi și au văzut 4.000 de oameni mai mult. Respectiv, noi spunem, ok, au văzut mai mult, super. Dar ce au văzut? Pentru că contentul în pagină nu este despre vânzare, nu e despre veniți la curs. Este despre faptul că am obținut certificarea Facebook. O parte din voi poate nici nu știu eu. Noi încă nu am promovat, n-am făcut încă postare, este deja certificatul, așteptăm să vină insigna specială pe care o generează ei, link-ul deja ne l-au dat de confirmare, dar după asta o să facem o postare și o să o promovăm, să vadă oamenii, pentru că mulți nici nu știu. Pe o parte nu-i interesează asta, dar o parte ar fi destul de bucuroasă să împărtăși cu noi aceste emoții, ori ar spune, ok, atunci pot să am încredere dacă sunteți certificați, dacă asta înseamnă că însăși Facebook are încredere în voi și credința mea crește în sensul ăsta. Posibil, așa gândesc eu. Dar eu aș face promovarea asta cu vreo 20-30 dolari pe 2-3 zile. Pe când restul bugetului o să-l redistribui în altă parte și acuși o să ajungem acolo. De aceea, când noi vorbim de buget, dacă voi sunteți la început de cale, 10, 20, 5 dolari pe 1, 2, 3, 5 zile, nu mai mult. Al treia întrebare, cât timp dorești să ruleze publicitatea ta? E că aici am răspuns inclusiv la întrebarea a doua, dar aici ține de cât buget ai și care este scop. Deci această întrebare rezonează prin două prisme. Noi înțelegem că noi avem de tot 20 dolari, nu putem noi să întindem pe 20 zile, n-a și sens, cu un dolar pe zi, nu, niciun. Înțelegem că avem o postare care trebuie să o vadă azi toți, până la ora 12, înseamnă că noi limităm din timp și dăm partea asta. Dar buspostul, mă repet,
cu scopul de a arăta o postare la mai multă lume, ca munca noastră să nu fie rosită în zadar, se arate prin prisma a 2, 3, 50 de dolari maxim pe lună, la 2, 3 postări, pe 1, 2, 3, 5 zile. Sper că este clar, putem merge mai departe. Dați-mi un plusic dacă putem merge mai departe cu elementul de bus post și cu cele trei poziții de întrebări, care este scopul vostru, care este bugetul de promovare și cât timp dorești să rulezi publicitatea ta. Așa, putem merge mai departe, zice lumea. Respectiv, în contextul ăsta, mergem la a doua perspectivă, deja Ianiu, dacă după ale noastre sau spre dreapta, mergem în campanii complexe. Ce-s cu ele? Se desubiesc ele de bus posturi sau nu? Și cu siguranță trebuie să confirm că, dacă vorbim despre campanii complexe, campaniile mereu se realizează din contul de publicitate, nu din pagină. Sunt predestinate pentru a îndeplini KPI-uri mai complexe. Adică dacă bus postul, voi dacă aveți cheltuit acolo 50 de dolari pe lună pentru a promova 35 postări, voi nu puteți să așteptați de acolo rezultate. Voi nici nu puteți puneți în fața SMM-ului sau în fața voastră care se tap și cu KPI-ul să fac vânzări. Sau KPI-ul să ne vadă mai multă lume. Noi facem bus post așa, când pe când campaniile, ele pot să fie din două perspective. Unu, să-mi facă vizibilitate. Doi, să genereze lead-uri. Postările, în general, se fac pentru că oamenii, când intră la voi în pagină, să vadă că ultima postare nu a fost în 2016, sau cei care au dat deja like, să comunicăm cu dânșii. Pentru asta este, nu pentru clienți noi, nu pentru că să facem vânzări, dar ca să creăm comunitatea care are relații și conexiuni. Întrebați-vă pe voi, ce fel de pagini voi urmăriți? La ce pagini voi ați dat like și care pagini voi vă urmăriți pe urmă după ce ați dat like? Voi cu siguranță ați uitat la ce pagini voi ați dat like până acum. Și în contextul ăsta voi înțelegeți că voi nu sunteți nimic diferit ca pagină în ochii altora, pentru că voi sunteți și utilizator și consumator și prestator. De aceea, când noi vorbim despre partea asta de comunicare, vă rog mult, zic și îmi place să repet, pe partea cealaltă de monitor, partea asta de lentilă în care eu vorbesc acum, nu stau oameni proști. Și dacă eu cred că făcând o postare, o să întâmple minuni, nu se întâmplă. Noi suntem 102 persoane din 200, câte acolo, 70-80 înregistrate. Din 450 de oameni care au intrat pe landing-ul de înregistrare. Noi avem o conversie de 50% aproape, noi 50%, 40%, 60% dispărut. Și noi înțelegem că asta este normal. Până la final de curs, real, o să trebuiască până la final de webinar, a să ajungă la vreo 70 de oameni. Restul să intervine detalii, o plânge copilul, trebuie să închid când s-o stâns telefonul, nu internet, nu interesant, nu relevant, zeci de motive o să fie în capul vostru, ce voi n-ați continuați până la final. Să beneficiați oferta pe care am pregătit-o pentru toți cei care se uită până la urmă gratuit. Top shop. Școală foarte bună. Respectiv, în contextul ăsta, noi înțelegem că la oameni sunt zeci motive de ce ei nu reacționează, pun like, nu cumpără. Cât mai repede voi să realizați asta, cu atât mai bine o să începeți să comunicați cu audiența voastră. Și o să știți că lor nu le trebuie să le spuneți bună dimineața cu postări clișeice. Lor nu le trebuie în continuu cu pic, cu pic, cu pic, cu pic, cu pic. Dar se va adapta comunicarea voastră către audiența voastră. De aceea, când vrem să realizăm un scop mai mare, folosim instrumente mai mari. Vrem să mergem, să trecem drumul, putem pe jos, vrem să ne ducem în capul satului cu bicicleta, vrem la Chișinău cu mașină. Da? Fiecare scop își are instrumentul lui de implementare. Așa că dacă mergem pe partea asta de comunicare, campaniile arată cam în felul următor. Există un cont de publicitate, un business manager sau un cont personal de publicitate, care are o structură. Structura lui este mega important să o rețineți, că dacă nu lucrați după structura asta, restul bugetului n-are sens, n-are nici o relevanță ceea ce faceți voi și încotro voi mergeți. Nivelul 1, pătrățelul, nivelul 2, omul cu cerculeță, nivelul 3, pătrățelul colorat, presupun 3 nivele de publicitate.
Deci orice publicitate, și apropo, Buspost, când faceți voi tot, vă supuneți acestui nivel de publicitate. Dacă voi vreți să cheltuiți un buget mai mare de 100 de euro pe lună, și mai mult ca atât, dacă voi vreți vizibilitate, să știi despre voi, sau vreți lead-uri, clienți potențiali, sau vreți like-uri la pagini, sau comentarii, sau mesaje, voi vreți un rezultat numărabil, voi trebuie să faceți campanii. Voi trebuie să plecați din zona Buspost și să mergeți în campanii publicitare unde se fac aceste resurse. Și se lucrează cu nivele de publicitate, în care noi știm foarte bine că la nivelul 1 noi alegem obiectivul. El e diferit, el e mare, el e divers. La nivelul 2 noi alegem mai multe seturi. Noi când facem Buspost, știți care e minusul cel mai mare? Este că voi ați făcut o postare. Spre exemplu, vând o casă. Cel mai des exemplu utilizat de mine. Postarea, voi sunteți companie imobiliară sau voi sunteți developer imobiliar, nu contează. Voi ați făcut o postare. Sunt sigur că în copywriting voi scrieți vând o casă pe strada Cogălnicianu, 85, 100 de metri pătrați, 3 etaje, totul mobilat. Și ce să mai scrieți? 7 camere, ecosistem, HMQ și încă ceva să mai scrieți. Unde aveți de pierdut? Chiar dacă promovați cu 1000 de dolari această postare, chiar dacă alegeți segmentul de vârstă 18-65 și toată Moldova, voi să pierdeți foarte multă audiență în două segmente. Primul segment, primele litere pe care le văd în text. Se vinde o casă la Botanică sau, voi scrieți, casă nouă pentru tine în Surăței. Dar eu nu stă în Surăței, înseamnă că eu n-am să reacționez. Sau, casă de la 2000 de euro pe lună. Dar eu n-am așa bani. Sau încă n-am înțeles valoarea, că-ți vorbim despre bani. Imaginea. Voi să aveți de ales un preview dacă e video. Sau să aveți de ales o imagine sau un carusel. Oricum voi aveți un prim cadru. Cum el ați fi? Roșu, verde, galben, cu oameni, fără oameni. Către ce duc eu? Când faceți Buspost, voi aveți o șansă să creați imaginea ideală, mesajul ideal, să-l arătați la oamenii ideali, ca ei să reacționeze corespunzător. Pe când asta e cam puțin probabil. Când lucrăm în campanii, noi avem șansă să facem următoarea mahinație, următorul action de marketing, în care noi avem nivelul 2, seturile. Și noi alegem omulenii ăștia, imaginați-vă, avem 6 omuleni. Omuleni. Pe partea stângă 3, la noi o să fie femeile, pe partea dreaptă 3 o să fie bărbații. Pe partea stângă cele 3 o să împărțim femei cu vârsta cuprinsă, primul segment, 18-20, a doilea 21-30, al treilea 31-45. La bărbați fix așa. Ce primim noi? Noi primim 6 audiențe. 3 audiențe de femei cu vârstă diferită și 3 audiențe de bărbați cu vârstă diferită. Înseamnă că la femei cu vârsta de 18-25 noi putem să arătăm că ești studentă și vrei închirii, dacă închiriem, spre exemplu. La femei 25-35 spunem că prima casă trebuie să fie la Botanică. Dar la femei cu 45 spunem că nepoții tăi, dacă învață, închiriază-le apartamentul. Sau dacă e vânzare, spunem casă cu view, casă cu grădiniță. La bărbat spunem casă 2,20 m, două garajuri, monolit sau din cotileț. Pe bărbat nu-l interesează că ușile sunt către răsărit, pentru că ceahra se luminează drept în punctul care-i zâni. Da? E pe dânsul interesează zâni din și casă, cotileț, cărănidă sau monolit, pentru că pe urmă iarna spunea unul vecinii că nu mai știți logodit și pe urmă îmi fac în șudă. Da? Respectiv în contextul ăsta, noi toți din voi avem acele numite triggere și dureri diferite. Deci dacă voi cheltuiți un buget mai mare de 100 de euro, dacă voi vreți rezultate, campanii complexe care să vă aducă vizibilitate sau să vă aducă vânzări, voi trebuie să lucrați cu elementul de publicitate complexă. La nivelul 3 sunt anunțurile și ele tot sunt în context de comunicare la nivelul de diferite imagini, diferite texte, totul diferit per set. Da? Și o să vedeți că rezultatele sunt diferite. O să vedeți că costul per click la femei cu 18 ani e 3 cenți, la bărbați cu 18 ani e 9 cenți. O să vedeți asta. Deci, spuneți-mi, vă rog mult, tăcuți nu și audiența de azi, ori voi foarte serios ați luat evenimentul ăsta în serios, adică, da, nici de jene, nici
punct, nici smiley, nici plusic, până nu vă întreb. De aceea vreau să vă întreb, cine din voi face campanii și înțelege acest element? Scrieți da sau nu. Nu, nu faceți sau nu înțelegeți. Da, faceți și înțelegeți. Sau da, nu, gen, faceți, dar nu înțelegeți și asta. Și vedeți voi în ecran. Concentrați, da, da, ascultăm atent. Super, eu așa-și credem. Așa-și credem că uitați și să respirați. Așa că aveți grijă. Așa, da, nu, facem, da, nu, dar nu facem, da, așa că, așa să citesc eu, nu, înțelegem, dar nu facem. Tot interesant, Mihai, poate ar trebui, știți că sunt două audienți care înțeleg și nu fac și care fac, dar nu înțeleg. Și deseori ăștia care fac, dar nu înțeleg, obțin mai repede succesul. Eu trebuie să recunosc că eu fix așa eram în zona asta. Eu habar n-avem, eu numesc asta metodă-mi tâcă. Da? Când tu apeși, tac, a apărut business manager vreo 3 ani în urmă. Am avut vreo 5 business manageri care le-am șters și le-am stricat de tot. Tac, dar ce și dacă să apăs pe verified your account? Pac, m-a blocat. Dar ce și dacă să fac e ca aici? Adică metodă-mi tâca. De ce? Înțeleg. Așa, nu, dar trebuie. Da, da, Ion, cu siguranță. Nu fac așa campanie, dar înțeleg că e important. Corect. Nu facem, dar trebuie. Da. Cei care vor să cheltuie peste 100 de euro pe lună și vor rezultat și KPI, vă rog mult, nu vă leneviți să învățați ce e asta. Nu vă leneviți. Pentru că dacă voi lunar cheltuiți vreo 100-200 de euro și imaginați-vă prin minune, două perspective. Lunar voi 50 de euro, nu le cheltuiți cum trebuie. Pe an asta 500 de euro. Dar păsi bojul la cine 100 de euro? Asta e 1000-2000 de euro. Fix nimba, ați pierdut 500 de euro. Că unde n-am pierdut noi 500 de euro, da? Dar cât noi n-am câștigat din cauza că cei 50 de euro care noi am pierdut nu a adus clientul potrivit? Eu asta m-aș întreba. Câți clienți voi n-ați adus la poarta voastră pentru că voi ați pus 1865 Moldova sau ați pus 1835 o imagine, un text, babah, să vadă tăți. Și pe urmă spunem că Facebook-ul nu lucrează. De aceea ne întrebăm 3 întrebări pentru campanii. Care este scopul? Aici e o leacă mai complex. Pentru că scopul campaniei în publicitate este mai diferit. Când facem campanii complexe, scopul nostru poate fi de vizibilitate, considerare sau conversie. Sunt instrumente publicitare. Apropo, noi în programul nostru Facebook Mediu, care e dedicat doar la publicitate, discutăm exclusiv despre aceste instrumente și despre setare. Avem chiar o chestie nouă pentru grupele care să fie în edițiile ultime din anul ăsta. Avem o zi întreagă de practică. Deci noi o zi întreagă, vii când vrei la oficiu, eu sau Aisha, și setăm publicitate. Setăm campanii și plus facem încă un lucru care azi la final o să spun și a cei care o să rămână să-l câștige. Pentru că chiar se excite să văd dacă o prinde valoare acest element. Respectiv, spuneam despre scop. Scopul poate fi trafic, vizibilitate, impact, video views, clienți potențiali, mesaje, conversii, trafic în magazin, interacțiuni postare, like page, boost event. Diferite scopuri sunt. Fiecare scop e diferit, fiecare scop optimizează publicitatea în felul său. Când facem boost post, deseori noi activăm câteva numai din ele. Aici avem elementul și prioritatea să creiem ceva mai complex. Mi se pare că trebuie să descarci Facebook Ads. Dar cum se face această reclamă? Svetlana, răspunzând foarte repejor, publicitatea asta care o vedeți se face din calculator, nu din telefon. Trebuie să setați publicitatea din contul de publicitate Ads Manager. Ceea ce spuneți, descărcați aplicația, mai mult se referă la boost post. Puteți face campanii de astea, dar eu tot îți recomand, dacă bugetul vostru depășește 100 de euro pe lună pentru un mesaj sau pentru o campanie, încercați să găsiți un calculator. În arendă, dar găsiți-o. Bugetul. Când noi vorbim despre bugetul de promovare la nivel de campanii, atunci aici bugetul un pic e diferit și vreau să vă întreb pe voi. Dacă ați făcut campanii din seria precedentă, nu promovarea unei postări, da, generare de clienți, ați făcut campanii trafic spre site, ați făcut campanii de vizibilitate, spuneți-mi, vă rog frumos, câți
bani voi ați cheltuit pentru publicitate. Câți bani ați cheltuit pentru publicitatea voastră? Da? Fiecare care a setat publicitate, nu a pus post din pagină, dar mă refer la această interfață, mă refer la această structură care ține de publicitate mai complexă. Câți din voi, ce fel de buget, dați-mi o cifră, cât ați? 100 de euro pentru o lună. Ok, 20 dolari. Niștaița, Lucia, asta nu-s campanie, asta-s bus posturi, teoretic. Așa, haideți. Haideți, cine? Acolo erau mai mulți care au pus că fac campanii și înțeleg și asta. Dați-ne un feedback să înțeleg câți bani vă cheltuiți pe campanii complexe. Pentru că 100-200, Ana spune că cheltuie. Pentru că dacă noi vorbim despre buget, aici eu vă propun să 100 dolari pe lună, Cătălin. Eu vă propun 150 dolari este, 100, da? 150, 100, deja mergeți spre campanie. Sunt două întrebări la care vreau să vă dați răspuns. Pentru că deseori vin clienți la noi și mă întreabă, Dumitru, până la 500 de euro e ca Inga face. Care este bugetul? V-ar interesa cum se calculează bugetul? Cu un plusic. Eu azi fac dialog cu voi, azi vă chinui plusicuri să-mi dați, pentru că măcar așa eu primesc un feedback. În sală, când suntem, ridicați mâna să răspundem mult mai repede. Întrebarea mea este, aveți câteodată întrebarea sau necunoștința sau ați vrea să știți cum se calculează bugetul, cât trebuie? Da? Dați un plusicuri. Ema Rore, Victoria ar vrea. Bun. Ok. Două căi și un sfat. Cum se calculează bugetul? Primul, care nu vă place și vouă, ca client, asta este cât ai. Da? Întrebați-vă, câți bani aveți? Sunt calcule, cineva spune 10% din venit sau nu știu ce. Eu nu mă bag în zona aceea, și e zona corporatistă. Corporatistă? Zici așa? Nu știu. Eu, din teren, la oameni simpli, cum se face toată chestia asta? Real, întrebați-vă cât aveți. Voi stați la început de lună și spuneți, ok, luând în vedere că venitul nostru e la firmă maxim de 1000 de euro, profitul e 500, nu putem noi să cheltuim 5000 de euro pe lună, da? Suntem realiști, avem 100 de euro pe card, sau avem 500 de euro, sau, adică, avem probleme și reșim din probleme, este noi avem o întrebare, 300 de euro. E că asta e primul nivel. Complicat pentru voi, ușor pentru noi care setăm publicitate sau ușor pentru voi care setați publicitatea. Al doilea este criteriul de CPM, cost per 1000 de afișări. Voi știți că să arătați la 1000 de oameni, dar dacă nu știți, trebuie să aflați, setați o publicitate și să vedeți care este CPM-ul vostru. Costă 2 dolari. Mai mult ca atât, voi știți că voi când setați o publicitate de trafic spre site, arătând la 100.000 de oameni, la voi pe site ajung 1.000 de oameni. Pe site ajung 1.000 de oameni, 500 completează formularul, 30 se gândesc, 10 cumpără, cecul mediu, 100 de lei, ia că aveți 3.000 de lei. E că vă știți matematica campaniilor voastre. Și vine șeful, sau voi, sunteți șeful și spuneți, nu vreau 30 de vânzări, vreau 60 de vânzări. Ce facem? Dublăm bugetul. Prima idee. A doua, optimizăm pe nivele fiecare, dăjim, da, la nivel de criterii. De aceea, unul din analizele pe care voi le faceți, trebuie să știți că CPM-ul vostru costă cam atât. Și ca să facem o vizibilitate de 100.000 de afișeri, cu CPM-ul de un dolar, avem nevoie de 100 dolari. Pentru că dacă voi aveți 50 dolari, dar vreți 30 de vânzări, atunci trebuie să lucrați tare bine la creativi și la audiență. Și desigur, asta e foarte complicat. Fundamentul deciziei este nișa în care voi vă aflați. Voi trebuie să știți că, spre exemplu, nișa de construcție, medicină, stomatologie, frumusețe, imobiliare, este foarte concurențială. Nu-mi vin încă altele, toate sunt concurențiale, dar este foarte concurențială, restaurantele. Foarte concurențială. Și dacă concurența ta cheltuie în medie 1000 de euro pe lună, dar cum tu poți să vezi? Nu, tu vezi că prin toate găurile ei apar. Reclama lor peste tot. Dar tu faci un bus post de 20 de baxuri? Și brandul ăsta e de 30 de ani pe piață, dar tu ieri ai ieșit și ți-ai pus întrebarea. Tare mai vrem eu să știu vestit și vrem să știi tot Chișinăul despre noi. Avem 100 de dolari pe lună, pe când concurentul tău cheltuie 1000 de dolari pe lună. Deci aici o să dansăm un pic din altă parte. Nu mă interesează câți bani aveți, nu mă interesează care e CPM-ul tău, mă interesează scopul.
tu vrei să intri în dans sau vrei să stai ca la discotecă sperete și să faci rău din chișoruț și dacă te-ai invitat la Belei Taneț, încă gine. Dacă nu, stai pățanașul în ungher. De ce? Trebuie să fim realiști și sinceri cu noi înșine. Noi nu putem să facem ceva mai mult decât noi suntem. Nu se întâmplă minunea pentru că noi vrem. Și nu are nică treabă scopul vostru cu realitatea pieței. Analizați ce se întâmplă în teren. Câți bani aveți, care este PM vostru și care este concurența în nișa voastră. În începutul pandemiei, de ce tare bine a mers publicitatea? Pentru că tare mulți în nișile lor și-au închis lafca. Și cei care au rezistat și au rămas, au băgat bani și la noi bugetele la clienți de la agenție au crescut la o bună parte, jumătate mai mult. Pentru că eu simțit că acolo este ăștia care zâmbesc, care pun smile-uri, voi ați fost la discotecă, vă amintiți de senzația, da? De stat sub perete. Când, sau când pătrușile pun genzele din mijloc și... Da, cam așa ceva și în publicitate, sprinește cu buspost, pui și tipa prâșli. Avem de asta ștamp. Ștamp este. Dimineața puteți să trezești mândru că ai ștamp și nu ți spălai pentru că care-i smâslul a fost să mă duci la discotecă dacă trebuie să te speli. Și așa te-ai spălat pentru că să te duci la discotecă. Ladna, asta este amintiri de compilării. Eu îmi creangă povestea despre asta. E nu asta, nu e viața mea. A treia întrebare, da, apropo, e mega important slide pe care nu vreau să nu îl menționez. Puteți să vă faceți screen. Și care nu au păcătuit încă și nu au făcut stories, puteți să faceți amuia. Dar faceți screen la următorul slide pentru că eu o să-l comentez și voi trebuie să rețineți acest moment. Vă spuneam că azi povestesc din experiență, nu din istorioare. Și din experiența agenției mele, din experiența studenților și auditilor și consultanților corporativi care noi le-am făcut, eu am dedus că așa o chestie. Dacă zero bugetul pe lună, probabilitate mare că voi nu sunteți. Tu nu ești. Pur și simplu nu ești în mediul online. Dacă tu nu ai buget, și aici aș face o paranteză, buget pentru creare conținut, buget pentru posibil specialiști, buget, adică faci singur cum îți primești. Deseori putem pune ștampul că tu nu ești în online. Azi, în secolul 21, în contextul atât concurența care este în piață la noi. Dacă bugetul tău este până la 100 de euro, tu crezi că tu ești. Dacă bugetul tău este între 50 și 100 de euro, parcă ești, dar parcă nu ești. Dacă bugetul este de la 200 la 500 de euro, ești, dar puțin. Și aici vreau să fac o paranteză că bugetul între 200-500 de euro pe lună este un buget mediu la companiile care cumva trăiesc în această piață. Dacă bugetul este mai 200 de euro, voi nici nu sunteți, voi sunteți un startuper care nu are și spune la piața asta. Pentru că ca să spui o dată la 50.000 de oameni, îți trebuie 70 dolari, ca să spui două mesaje, îți trebuie 140 dolari, ca să spui trei oferte, îți trebuie 250 dolari, ca să mergi în remarketing, vreo 30 dolari, ca să testezi o ipoteză care ai dat-o în bară, încă vreo 100 dolari, și de aici se naște bugetul foarte, foarte mult. Nu că trebuie. Cineva și fără, cineva, noi desiuri găsim oameni care cu barset, care rezolvă întrebările sau n-au CRM, dar țin în carnetă. Excepție este, dar ea ca din deja peste miile de case-uri pe care le-am văzut eu ultimii 3 ani de zile, miile colegi, credeți-mă, plusul care îl simt eu de la caif activității date este că eu am avut ocazia să mă uit aproape în toate nișele, în sistemul lor de lucru, în bugetele lor, în proces și să-mi dau seama că noi toți avem aceeași problemă. N-avem scop, n-avem oameni, n-avem bani, n-avem timp. Toți. Puțini, dar tare puțini oameni poate să vină și spune, uite, este scopul. 30% din piață am nevoie. Ce resurse ai, Dumitru, nevoie? Trei specialiști în targetare? Pojalu, să angajează. Cât buget? Avem trei mesaje. Iată, nu este. Este, e că avem, dar trebuie să existăm. Sau e că avem atâta, cât poate fi făcut din asta cel mai gine. Și asta este realitatea în care noi trăim. Pentru că asta este realitatea bugetului de până la 200 dolari. Între 200 și 500 poate ceva deja de făcut. Peste 1000 de euro pe lună voi existați în Republica Moldova. Orice nișă, dacă ne spuneți, n-am avut încă elementul să cu 100 de euro să nu poți face ceva măcar într-o nișă. Cât de îngustă n-ar fi. Dacă ai 1000 de euro buget de promovare pentru Facebook, deja îți poate ceva de făcut. Și cu 500 poți să te mulțumești. Am avut situații când n-am putut cheltui banii. A fost așa ceva. Când tu
n-ai audiență pentru ca să arăți atâtea ori. Este așa ceva. Deci aici intervine foarte mult întrebarea cu scopul și întrebarea cu cele mai importante elemente, cât dorești să ruleze, care este bugetul tău și care este scopul. Întrebați-vă înainte să începeți să săpați în adâncime și cu dânsul, care este scopul vostru. Pentru că dacă abuz post e unul, în campanii este total lucru. 2-3 săptămâni rulează o campanie. Bugetul unei campanii de la 100 la 200 plus euro. În calcul se va lua structura campaniei sau ce vrem noi să facem. 10 zile pentru audiența rece, 10 zile pentru audiența caldă, vreo 6 zile pentru remarketing, care mai trebuie vreo $20. Dar de asta este un element care poate fi aplicat pentru toți, dar trebuie adaptat pentru fiecare. Vreau să vă gândiți foarte bine că fiecare mesaj pe care voi vreți să-l transmiteți înseamnă campanie. Când spunem o campanie, asta nu înseamnă că noi am pus, e ca, spre exemplu, noi avem cursul Instagram, Facebook Start, Facebook Mediu, Workbook, Marketing. Avem 5 programe. Fiecare program se setează cu campanie aparte. Câteodată, în aceeași lună, noi putem seta 3 programe. Asta înseamnă 3 bugete dedicate pe fiecare program. Recunosc, pot să dau în bară, că câteodată poți să trezești luni, azi e marți, ieri ne-am trezit cu un cont de publicitate, era oprit din cauza că nu erau bani pe cont curent. Și respectiv, campania s-a oprit. Ce folos din campanie că nu-i buget? Niciun folos. De aceea, când noi începem să lucrăm, întrebați-vă foarte bine, cât de pushing voi vreți să faceți? Pentru că câteodată noi nu avem resurse necesare ca să atingem scopurile care noi le punem. Registrarea va fi să trimit directorului. Lucia. El nu te crede. Da, știi, Lucia, în social media înregistrarea, cred că va fi, trebuie să întreb colegii, cred că va fi. Precis că în înregistrare nu va fi valabilă oferta exclusivă care eu o să dau acuș, dar înregistrarea 100% va fi. Cred că. Sau de să înregistrez, da? Dar avem problema asta, că social media managerii vin la noi la instruire. Și spun, Dumitru, eu te cred, eu fix așa cred, că nu poți cu $50 să lucrezi. Sau nu pot eu și să răspund și la telefon, să răspund și la mesaje, să completez CRM-ul, să setez campanii, și eu analitic, copywriter, designer, Canva expert, CRM integrator, ManyChat influencer. Și tot asta, cu 4.000 de lei pe lună. Și cu un mulțumesc la sfârșit de lună și pe ușă scris, SMM manager. Adică eu perfect înțeleg elementul ăsta. Și asta este ireal și eu fac tot posibilul prin instrumentele noastre, prin campaniile noastre, prin trainingurile noastre să ating antreprenorii, că asta nu este posibil. Многоруки, многоноги, чудо-человек, не случится. Noi, apropo, joi avem live despre cum poți câștigi la 15.000 de lei în social media și ce funcții sunt, ce responsabilități. Noi am făcut un webinar dar tema asta, dar mai să-l fac în formă de live. Așa că abonează-ți directorul la pagina mea și o să vedeți live-ul joi, o să fie. Respectiv, astea 3 întrebări despre care noi vorbeam, trebuie să răspundem la ele. Pentru că ele sunt cruciale. Și fără dânsul noi n-am să mergem înainte. Iar spuneți-mi până mergem înainte, dacă cei 105 în momentul rostirii acestei cifre, care sunt live, cred și le este relevant ceea ce noi discutăm azi. Spuneți-mi de la 1 la 10 în comentariu pe cât de relevant pentru voi este. Cât de rezonați tema, cum eu spun, ce spun, dacă e pe înțeles, poate e prea repede, poate iarăși am folosit rusisme și iertați-mă, poate am folosit prea puține, tot iertați-mă. Contextul, am nevoie de un feedback. Alexandru, unul îți zis că nu-i place. Alexandru, nu știu, ori n-ai sunet, ori nu știu care e ideea, dar unul, dar accept. Critica trebuie acceptată. Că luăm 11 de la Elena Bărgan, 1-1, și punem la Alexandru Deamui 2 și am ușa să mai luăm de la cineva și vin fac eu o piteoricică. Foarte bine, așa. Diana Marian, 8. Diana, în continuare lucrez pentru tine. Eu trebuie să ridic nivelul trainingului de azi pentru ca tu să ridici măcar un 8 cu plus. Așa, am înțeles, carisma bună numai dacă, mai mult aplicativ dacă se poate. Mihai, e foarte complicat să dăm o aplicativitate mai intensă, genul să arăt cum să faci dublură la nivelul 3 de publicitate, când
Noi faci doar cunoștință sau ești în primii pași. Webinarele e greu de calibrat audiența la nivelul de expertiză. De aceea o facem sau prin produsul care gratuit vă-l dau la urmă, sau prin produsele noastre cu plată care o să vă povestesc dacă să vreți. Parcă înțeleg. 10-10-9. Ok, dacă este relevant pentru voi, eu continui cu partea cealaltă, pentru că vă spuneam, noi vorbim despre campanii, vorbim despre BuzzPost și vorbim despre recomandări sau reguli pe care cu siguranță vreau să vă le notați înainte să primiți fermecătorul bonus pe care l-am pregătit și care aștept să văd la câtă lume el a să fie necesar și o să prindă bine. Este relevant, dar te enervezi dacă tu poți face, dar te tormozește bugetul. Da, все понятно и русскоязычно. Юлия, я de asta folosesc русские слова câteodată, ca să vă prind. Добро пожаловать! Sper mult că e clar. Super! Mergem mai departe, vorbim despre partea de ce încă trebuie să facem, indiferent, colegi, indiferent faceți voi BuzzPost sau faceți voi campanii complex. Trebuie să avem în vedere, nu în determinantul sau în schimbul acestei campanii, dar în paralel. E ca tu ești ciuvacul, ciuviha, prințesa, madamul care va seta această publicitate. Și în contextul ăsta, colegii mei nu au fost de acord cu comparațiile ceva cu ciuvihă, madam. Pur și simplu, eu când am zis ceva cu ciuvihă, i-a dat seama că am vrut să mă învinuiască de iară de discriminare. Și am fost nevoit să dau o leacă de aristocrație și am mai rămas din sărata galbenă de mine. La cine s-a oprit, faceți refresh, reconectați, este un butonaș roșu, așa că vă rog, folosiți-vă de el. Vă arăt unde e, uitați-vă. Este aici așa un butonaș, ia că aici, reconectați, dacă sunteți la calculator, dacă nu sunteți la calculator, atunci faceți-o din telefon, tot este posibil. Respectiv, spuneam că indiferent dacă faceți acest moment cu BuzzPost sau campanii, voi oricum sperați la un rezultat. Voi oricum sperați că se întâmple ceva, adică cumva ceva trebuie și un ingredient mega important în activitatea voastră este recognoscibilitatea. Colegi, m-am convins, nu odată, că dacă brandul vostru nu este recognoscibil, voi pierdeți rezultatul. Dacă voi nu m-ați apărut și nu contează câți ani la voi este SRL-ul deschis, sau câți ani voi ați lucrat în offline, sau cu mătru, sau ați avut pile, sau nu știu ce, în online, experiența voastră cu utilizatorul în online, perceperea mea pe tine ca brand în online, dacă este nouă și tu nu ești recognoscibil, aveți de pierdut foarte mult buget. Pentru că dacă voi vă amintiți cum voi lucrați în online, voi numiți asta acum scrolling și faci, mă uit prin Facebook, da? Și faci, mă uit la stories. Și nu ați observat așa o chestie că voi vă uitați la stories în Instagram, spre exemplu, și vedeți ceva necunoscut. Deodată next. În Facebook, scroll, deodată în sus, tu nici nu te mai oprești la gențele astea care îți arată că n-ați poți furi, sau la fenul ăsta care te faci cu dreaba în 3 secunde, sau la parașoc acolo care nu știu ce face și nu știu pentru ce el este, dar precis e tare bun. De ce? Voi n-aveți încredere în aceste branduri pentru că nu le știți. Iar brandurile care le știți, voi vă opriți, dar mai departe intră în interacțiune ofertă. Deci, ca să dați măcar șansă ca eu să interacționez cu oferta voastră, voi trebuie să fiți recunoscibili. O să vă dau un exercițiu acum, îl țin 3 secunde. O să țin 3 secunde un următor slide și vreau să-mi spuneți ce brand ați văzut. Uitați-vă! 1, 2, 3, hai până la 5, 4, 5. Scrieți-mi ce branduri voi ați văzut în imaginea care eu am plasat-o. Haideți, ce fel de branduri voi ați observat în imaginea care am plasat-o? Cineva a văzut Shopify-ul? Ok. Appraiser, Laurent l-a văzut. Asapu, Spotify, Sputnik. Sputnik este? Nici n-am văzut. Trebuie să Sputnik, Asap. Ilie Dercaci, Suarez, Laurent. Nu cunosc niciunul. Ok, Mulțel.
Cineva a văzut violet și a crezut că e molțel. E un joc interesant când lucrați cu culorile în campaniile voastre să vă asociați cu brandul corect sau incorrect. E lider caci. Niciunul. Shopify Appraiser. Ok, voi mai răspundeți, vă expuneți, vă dau să vă mai uitați încă o dată. Avem pe Laurent, cu siguranță, personal branding-ul la mulți a jucat. Avem prim plan pe lider caci. Avem un șrift și un logo la SAP. Avem un brand care nu e Shopify, dar el a folosit branding-ul la Shopify. Avem un violet care e какой-то непонятный brand. Și alte branduri care ori nu știm ce-s cu dânsele, ori nu înțelegem ce-s cu dânsele. Ceea ce înseamnă că probabilitatea să ne oprim la postarea lui Laurent este. De ce? Nu fapt că noi o cumpărăm. Dar faptul că noi ne-am oprit, asta înseamnă că noi știm despre ce-i conținutul. Cum lucrează publicitatea? Voi știți brandurile. Voi știți că dacă vezi în fața ta borș, supă, să vorbim mai frumos, dacă vezi în fața ta supă și vezi lingură și furculiță, tu ce iei? Lingură. Creierul tău îți spune deodată și tu trebuie să iei. Și începi să mănânci. Dacă vezi spaghete, tu poți iei furculiță dacă ești de la Sarta Galbenă. Dar dacă ești de la Sarta Galbenă, ai trecut să trăiești la Chișinău, atunci iei și lingură în mâna dreaptă și furculiță în mâna stângă. Pui lingura și învârtești spaghetele. Adică ce vreau să vă spun este că fiecare brand are o acțiune. Când voi vedeți acțiunea feed-ului, postarea lui Laurent, creierul vostru spune instruire, training-uri, business, development. Când vezi molcel, orange, unite, îți spune abonamente, telefonie. Și tu te întrebi, ai nevoie despre asta sau nu? Adică voi întâi vă întrebați dacă știți, pe urmă ceea ce știți, creierul vă spune ceea ce voi știți despre acest brand, se cheamă Jobs to be Done, cum el pe tine poate să te ajute. Și mai departe voi începeți să știți textul și să trăiți atenția la imagine. Deci dacă un brand necunoscut vă vinde o nepoiatnă geantă cu 99,9% reducere și doar am ultimele 10 secunde, creierul vostru spune că este lăhatron. De ce? Pentru că voi nu aveți încredere într-un brand, pentru că oferta este ireală și pentru că prețul nu este factor decisiv la voi. Pentru că dacă un Ferrari se vinde, tu nu atragi atenția la ofertă și nu ați vezi des, o rămas 3 ceasuri până îți beneficiezi de ofertă. Dar când se vând niște husă, se vând și tu o percepi asta ca normal. Deci, recognizibilitatea în formatul de comunicare este factorul care va decide foarte multe lucruri. Audiența! A doilea ingredient, a doilea stâlp, a doilea pilon în contextul ăsta, în care noi spunem următorul lucru, că audiența trebuie să fie și ea trebuie creată, ea ne ajută ca noi să setăm publicitatea. Audiența poate fi personalizată, asemănătoare, specială și salvată. Rețineți acest moment, fără audiență, nicuda. Nici un pas la stânga, nici un pas la dreapta. Voi aveți nevoie de audiență personalizată ca să mergeți în remarketing. Voi aveți nevoie de audiență specială ca să creați campanii pentru categorii speciale de produse. Voi aveți nevoie de audiență salvată ca să vă creați audiențe complexe pentru a lucra în audiență rece. Voi aveți nevoie de audiență salvată ca să vedeți analitica. Audiență personalizată ca să vedeți analitica. Voi aveți nevoie de audiență ca apa, real, un social media manager care nu lucrează cu audiențele, el nu lucrează cu publicitatea. Deci audiența personalizată, asemănătoare, specială, salvată, look-alike audience, da, este asemănătoare, este ceea ce voi trebuie să vă notați să aveți. Următorul detaliu, neapărat structura campaniilor. O greșeală care am văzut-o la nivelul de consultații care le-am avut, este că foarte mult setează publicitatea lineară. Adică să iei un scop, mesajul, spune audiență, 20-40 femei, Chișinău, și un mesaj. Este sunt audiențe lineare. Vă arătam și la structura campaniei. Structura campaniei va decide succesul campaniei. Și anume nivelul set, nivelul 2 de publicitate. Va decide cât de bine va lucra ceea ce voi vreți să vă ducă vizibilitate, lead-uri, comentarii, like-uri, share-uri și restul și se mai poate. Adică, de structura campaniei o să depindă elementul de livrare. Ce fel de creative să folosiți, pe cât de diversificat, cât de bine ele să ne merească în audiență țintă, în ce o să fie la voi, audiența rece sau audiența caldă, sau un alt ingredient important, remarketingul.
Nu uitați de remarketing. Remarketingul pentru cei care sunt prima oară la noi la evenimente sau cei care doar intră în zona de publicitate, nu este ceva complicat. Spre exemplu, cel mai simplu îl explic așa. Voi vă duceți pe AliExpress, ați fost, da? Pe Sport Direct sau, nu, Doamne ferește, să vă duceți pe Booking. Și când veniți în Facebook, voi începeți să vedeți anunțurile care le-ați văzut în Booking, husurile care le-ați văzut în AliExpress și el vine la voi și vă spune, n-ați finalizat cumpărătura, vrei să vezi altele? Asta se numește remarketing, comunicarea a doua oară, retargeting, cineva îi zice. El permite în anumite nișe să lucrăm foarte strategic. Spre exemplu, în imobiliare, fiți de acord că în imobiliare decizia de cumpărare este una lungă, de, poate fi de câțiva ani. Sau, spre exemplu, am văzut, este aici Ion Palade. Ion, la tine e decizia pe, ca cântăreț, ca artist, denunț. Mireasa, poate iei decizia în cazul când vrei, spre exemplu, să promovezi un video, că putem fi oaspeții petrecerii tale, poate fi, spre exemplu, 3 luni, 6 luni de zile. Deci, dacă ies o uitat la video despre tine, se poate merge în remarketing peste 4 luni de zile, și de arătat un anunț. Sau noi știm că perioada de decizie la oameni e în aprilie sau la mâine, în decembrie pentru anul viitor. Înseamnă că noi ne ducem amuia, setăm o campanie, tăți care ne-au scris mesajul anul ăsta, tăți care s-au uitat la videoul nostru mai mult de 50%, tăți care au fost pe site-ul nostru, tăți care au interacționat cu pagina noastră, le arătăm mesajul. Ai nuntă în 2021? Clic aici pentru mai multe detalii. Noi nu targetăm femei, bărbați, noi arătăm la oameni care deja au lucrat cu noi, audiență caldă. Și mergem în remarketing cu un mesaj de bam și i-am făcut ofertă. Deci elementul de comunicare în remarketing, eu vă rog mult să nu-l uitați, să-l folosiți pentru că el merită să fie luat în seamă, băgat în seamă, luat în vedere și lucrat cu dânsul în contextul ăsta. Bugetul cu siguranță contează. Bugetul, un ingredient care va decide, dacă sunteți în nișe concurențiale, va decide cât de tare, cât de buni o să fiți și este așa un proces, în rusă se cheamă, sper că să mă înțelegeți, se cheamă nedăjat. Atunci când noi alergăm, sau știți imaginea asta când un om stă legat de o frânghie în întuneric și aude o voce care îi spune sai că ai încredere. Cineva lega parabola asta de Dumnezeu, cineva de procesul de încredere în sine, legați-o cu ce vreți. Și el nu sare. Și când dimineața se trezește de distanță de la picioarele lui și pământ e atâta. El doar trebuie să... Pur și simplu el nu simțea pământul. Abia că deseori publicitatea este acest factor în care voi arătați publicitatea, arătați și mai rămas încă 10 zile de arătat. De ce? Pentru că audiența trebuie să vadă încă de două ori publicitatea voastră ca să decidă. De ce? Pentru că decizia de cumpărare nu e simplă. Vinzi un apartament, omul nu stă pe pat și spune că Ileana, dă-i cardul că e că văd ofertă la Cottage Residence, un penthouse de 100.000 de euro, dă să luăm, doar tu ai, ai primit leafa, ai pe card. Și pac, încă pe-i pas de, să știi, țic, și încă fără pin cod, pentru că la dânsă este mare. Nu așa lucrează. Publicitatea este un organism viu și bugetul va fi un factor care va decide dacă o să lucrați intens sau nu o să lucrați intens. Colegi, e ca asta nu este o întrebare. Să faci sau să nu faci. Nu este, dacă voi sunteți aici, uitați-vă, destul de fidel cei care vor să cunoască informația și mai ales cei care vor să beneficieze de oferta gratuită care o am azi, nu este să faceți sau să nu faceți. Da? Întrebarea nu este despre asta, pentru că voi sunteți acum în situația în care voi sunteți la o temă care vă doare, care vă este relevantă și care poate să vă ducă rezultate. Vreau să vă treziți un pic și să-mi răspundeți cu un plus în comentariu. Cine e gata să implementeze instrumentele discutate azi? Discutăm despre complexitatea postului și să arătăm la mai mulți cum se setează o publicitate sau cum ar trebui să fie setată, în ce direcție ar trebui să meargă comunicarea într-o publicitate. Lucru cu audiențele, lucru cu remarketing-ul, cu structura campaniilor. Cine din voi este gata și vrea să se învețe sau să facă acest proces? Vă rog frumos, dați-mi un plus și dacă sunt din 102 persoane, 50 de doritori
Vă rog frumos, scrieți plusurile 50 să le văd în reluare, ca eu să îmi dau seama cât de relevant pentru voi este acest subiect. Pentru că în continuare o să fie două blocuri mega importante legate de întrebări-răspunsuri și vreau să le pregătiți. Vreau să avem un dialog de vreo 10-20 minute, dacă vreți, și de oferta asta tare faină care am pregătit-o pentru voi în contextul ăsta. Cei care au nevoie să meargă înainte, cei care vor să meargă înainte, vreau să vă propun minim 3 direcții în contextul ăsta și voi puteți să nu faceți nimic. E că asta e cel mai simplu, care deseori eu ajung, nu vreau să șantajez, ori acum să nu șantajez, dar să apăs pe nu fă nică pentru că n-ați obții. Nu, dar real, nu faci nimic, nu din cauza unui mic, nu vrei să faci nimic. Dar ai motive de ce să nu faci nimic. Ai o a doua cale de a învăța să discurci singur. Toate aceste informații există în internet. Nu am inventat-o eu, nu am structurat-o de la fundament, am adus cel mai important lucru prin expertiză și experiența și certificarea și tot ce suntem noi în domeniul social media. Dar aveți posibilitatea să faceți singur, pur și simplu faceți. Dacă ați pus plus, voi e ca real aveți 3 căi. Ori voi nu faceți deloc și scrieți minus, că vă răzgândiți, ori începeți să învățați, începeți să săpați, intrați în detalii. Dacă voi setați publicitate, prostă zduri sau așa, apeși și îți vine notificare, promovează această postare cu $20 și vei primi, nu știu ce e acolo. Uitați de aceste notificări, uitați de butonul BusPost dacă vreți buget peste 200-300 de euro și rezultate din campaniile voastre. Încercați să găsiți de sine stătător care este calea voastră de studiu în contextul ăsta. Sau, cu siguranță, putem să asigurăm că putem implementa rezultatele astea maxim în decurs de o lună. Maxim în decurs de o lună. Pentru că ceea ce am pregătit pentru voi și prin ce trecut, toate aceste companii pe care le vedeți în față, la nivel de promovare în cadrul nostru, la nivel de prezență în cadrul cursurilor noastre, la nivel de consultanță corporativă în care noi nu doar le facem instruirea de grup a lor, dar și venim, cum ar fi companiile date, le venim în companie și lucrăm cu ei 6 luni, 12 luni de zile, puteți fi inclusiv voi. Și vreau să trageți atenția la momentul în care sunt sute de absolvenți care poate să vă confirme, intrați pe pagina noastră de Facebook. Pentru că acum în partea dreaptă, undeva la voi a apărut butonul de ofertă pe care vreau să vă prezint azi. Și vă dau și bonusul extraordinar care l-am pregătit. Aveți butonul albastru care a apărut de ofertă, este cursul Facebook Start. Este cursul care o parte din voi l-a trecut. Eu vreau să scrieți în comentariu cine a trecut la noi cursul Facebook Start. Scrieți, eu am trecut. Este oferta exclusivă cursul Facebook Start. Vreau să particip și vă povestesc și este în oferta asta și cum puteți vă folosiți de ea în cazul când nu ați mai folosit. Dacă ați fost la cursul nostru, vă rog, scrieți că celălalt să vadă că au fost persoane, e ca Lucia a spus eu, puteți să scrieți și ei poate vă spun un adevăr, dacă smerite, nu smerite, dar eu vreau să vă fac o ofertă, pentru că practic suntem pe fin de an și nu știu dacă să mai dăm ofertă de astea. Avem prima variantă online, Facebook online prin Zoom, care costă 84 de euro și unde poate să discutăm despre primii pași în comunicarea Facebook-ului, creare content, cum se face BusPost-ul, instrumente de publicitate. Toate acestea sunt în format de 10 lecții video preregistrate, o carte workbook, dacă încă nu știți că avem o carte extraordinară, atunci faceți cunoștință cu ea pentru că este extraordinară și o să fie 2 ședințe de lucru în Zoom, pe lângă 10 videouri, pe lângă elementul de workbook, 2 lecții în Zoom în care noi să comunicăm programul ăsta detaliat. Este, vă spuneam, lecțiile sunt înregistrate cam așa în formatul ăsta și este offline, de 149 de euro, în care este fix ca la online, doar cu o zi full de lucru, 8 ore la elementul de lucru. Adică avem 2 programe online și offline, offline cu respectare la toate normele, distanță, cantitate, tot cum se pologhează, 89 și 149, care permit să lucrați în contextul ăsta.
Asta e oferta care voi puteți suna Samuel la noi și noi putem să vă dăm vouă, dar dacă voi sunteți aici și clicați și completați formularul pe care îl găsiți acolo, care din oferte, o să vedeți că acolo este o ofertă specială pentru voi. În loc de 84 de euro, cine achită, acum completează, achită oferta, primește 59 de euro oferta de Facebook online cu 99 de euro în loc de 149 de euro oferta offline. Deci, pentru toți cei care vor un studiu online sau offline, avem oferta de Facebook Start, 10 lecții preînregistrate video, 2 întâlniri în format live sau o zi în format offline, plus cartea Facebook Start cadou, care de 25 de euro costă cartea numai. În formatul ăsta, completați formularul de butonul care îl vedeți albastru și beneficiați de oferta dată. Dacă nu aveți acum bani pe card, v-am și eu n-aveți bani, pentru că costul mai puțin nici nu putem să-l dăm, dar valoarea după prima lecție vă puteți să o aveți. Vă dau oferta de 10 euro pentru 72 de ore de avans. Deci achitați doar 10 euro și salvați prețul, salvați oferta care ați ales offline sau online pentru 72 de ore. Timp în care puteți să mergeți la bancomat sau să veniți la noi, să achitați transfer bancar, cash, card, cum vreți. Toate modalitățile sunt disponibile pentru voi în formatul ăsta. Avem pentru cei care sunt aici, vreau să îmi scrieți dacă v-ați fi gândit la momentul ăsta. Că puneți un plus cine s-ar gândi să treacă. E că încă nu s-a decis, nu știe încă, diferite motive, încă nu are încredere în noi, nu are bani, nu-i timpul, nu știu ce, dar ar vrea să treacă așa program. Start în care să învețe cum să comunice într-o pagină, ce postări să facă, care tipuri de content să le folosească, cum să securizeze pagina, cum să facă un boost post corect, care este structura paginii, toate acestea printr-o carte care mai are cum să lucreze în live-uri și alte zone. Vă rog să-mi spuneți cine din voi ar fi în oferta asta, să puneți un plus, vă rog mult. Pentru că eu să înțeleg, în general, oamenii care sunt aici, ei sunt pentru ca să învețe sau trece mamuș deodată la partea cu ceva gratuit care l-am pregătit exclusiv. Este un plus că, da, sigur, eu n-am 10 euro pe card, dar vreau, dar care o achită deja 2 zile în urmă. Domnul Ioan, cu păreri de rău, cine o achitat 2 zile în urmă, o achitat 2 zile în urmă. În asta și-o are un loc aparte în viața noastră, lista de persoane care au beneficiat. Dar sunt unii, eu vreau să vă spun, întrebați în chat, cine a beneficiat vreo câteva luni în urmă, era încă mai oferta mai mare. Așa că, vorbind despre motive, de ce n-ar trebui să mergeți, dar nu, eu tot doar să șutnic. Tot ok, adică înțeleg mesajul. Avem deseori întrebările astea, așa că am zis să răspund. Dacă credeți că momentul ăsta e scump, atunci eu chiar pot să vă garantez că investiția se răscumpără. Am 3 slide-uri despre câteva motive care ar putea să vă deranjeze, dar eu aș vrea ca voi să vă gândiți la altceva. Dacă pentru voi este vital ca voi să setați publicitatea, luați varianta online, care este mai ieftină, și eu vă asigur că voi, posibil, printr-o campanie o să vă răscumpărați investiția. Ori minim nu o să pierdeți atâta timp, care tot costă bani. Eu cred că elementul scump nici nu este despre voi. Elementul despre nu am timp, noi nu vrem să-l discutăm, pentru că dacă voi nu aveți timp pentru asta, înseamnă că asta nu arde. Dar omului care nu-i arde, dă-i tu măcar și pe degeaba ceva, că el oricum n-a să iei. Fiți de acord, ați întâlnit nouă dată elementul că spui nu am timp să fac sport, da? Nici eu n-am timp să fac sport, am abonament. Dacă la saună mă duc din când în când, e că găsesc timp. Dacă să mă ridic la etajul 2, cam greu. Nu am timp de anumite lucruri, dar anumite am lucruri. Înseamnă că e prioritar. Eu examenul la Facebook 2 ani de zile tot încerc să-l dau. Nu din cauza că nu e important sau nu aș ști, dar e că n-ajung eu mâinile să mă apuc. Până nu mă fript la, într-un loc. Ideea că dacă nu e ușine, sau cât poate, sau băi, iei-te în mâini, așa că pentru cei care nu au timp, încercați mai mult ca atât, aveți înregistrările de la întâlnirile noastre și puteți să reveniți, că este cartea,
oferte de asta cu siguranță nu o să, n-o să mai fie. Dacă nu voi avea rezultat, e că aici este chestia care eu aș vrea să o discut cu cei peste 80 de oameni care mai sunt și care am ușa să primească oferta noastră extraordinară. Dacă nu veți avea rezultat, dacă nu veți avea rezultat, adică v-ați trecut cursul, ați învățat și nică n-ați înțeles. Sau ați făcut, mai bine zis, dar nu s-a primit nică. Atunci noi vă restituim banii 100%. Cu alte cuvinte, eu sunt gata să garantez că deal-ul nostru este win-win. Voi veți avea rezultat 100% garantat. Dar dacă voi faceți atât, citiți cartea, vă uitați la 10 videouri, participați o zile la training sau online 2 zile, spuneți, Dumitru, eu tot asta am știut și tot novinca, e moște dat. E ca eu verific pagina voastră, verific tot structura, da, într-adevăr, scuză-mă că ai cheltuit timp, ia ca banul înapoi, să am iertare. În istoria noastră de peste 2000 de absolvenți, noi n-am avut încă retur în formatul ăsta. Deci eu pot să asigur că asta este un deal în care, dacă vă pasă de rezultat, voi trebuie să clicați pe acest buton albastru care apare muia în fața voastră și să completați formularul. Cineva m-a întrebat dacă nu am muia nici 10 euro. Completați formularul și mâine dimineață o să fie un segment de până la amiază când colegii noștri sună pe toți cei care au completat formularul. Și dacă o să vă răspundeți la telefon, atunci vă salvăm oferta. Dar nu va fi posibil să beneficiați de asta peste o săptămână sau cu o zi înainte de training. Acum doar este valabil oferta. Iar surpriza mea să fie valabil numai cei care sunt în live. Așa că completați formularul acum, achitați un $10 sau achitați full integral oferta și vedeți cum și în ce format o să lucrăm. Online este ora fixată, online începe, da, online începe la ora 6, 15-16 octombrie, offline o să fie pe 17 octombrie, de la 10 până la 5. Argumentul meu spuneam că eu pot să confirm că ceea ce facem noi este unic, este la un nivel extraordinar, cu toate documentele în ordine și informația aplicată, pentru că sunt peste 30.000 de participanți, peste 2.000 de absolvenți care au trecut prin asta, care poți confirmi, care puteți să vedeți pe Facebook feedback-urile despre noi, câți nu încercați să ne ponegrească, nu reușit la nimeni pentru că noi nu avem ce scunde. Real, poate sunt oameni care au avut așteptări mai mari, ori noi nu ne-am descurcat, dar return of investment a fost la toți. Toți care au trecut cursul pot să confirme că informația este relevantă, este bună, este adaptată, este pentru ca business-urile să aibă rezultate. Asta este sarcina mea. Intrați pe Facebook, intrați pe YouTube, vedeți feedback-urile, pentru că oferta specială acum este, click pe vreau să particip, intrați pe landing și este formularul. Dacă nu ați găsit formularul, scrieți-mi mie în Instagram, talmazan.media, scrieți Dumitru, n-am reușit să mă înregistrez. Ia ca numărul meu de telefon, vă rog frumos introduceți-mă în listă să beneficiez de oferta online sau offline. Pentru că oferta noastră este în loc de 84 de euro, 59 de euro și în loc de 149 de euro, 99 de euro, mai ales cu euro care m-a echicat, oferta este extraordinară. 10 euro pentru cei care nu ar fi. Timp pentru cadouri, vreți cadouri? 81 de persoane, scrieți da dacă vreți cadouri. Avem Tatiana Verde, și recomand cu încredere. Tatiana, mulțumim mult că ești cu noi. Svetlana, nu văd formularul, am răspuns așa. Marina, util. Mersi, Iema, confirm. Iema, cu drag, mă bucur să te revăd și aici. Așa, scrieți da dacă vreți cadouri, pentru că am ei timpul pentru cadouri. Pentru cei care s-au gândit de a mă scumpere, s-au gândit, lasă și pentru cei care nu s-au gândit, aveți încă câteva secunde ca să completați formularul și să înscrieți în Instagram mie. Ce fel de cadou v-am pregătit? Deci, Instagramul meu este talmazan.media. Vă știți foarte bine că după webinar eu acolo comunic cu toți cei care au făcut tag. Eu am zis că el e gratuit, dar nu fără efort. Eu totuși cred că pentru a obține ceva în viața asta trebuie să depui efort. Pentru a obține cunoștințele despre strategiile, buspost și campanii, ați făcut efortul că ați completat formularul și ați stat o oră jumătate cu noi. Pentru că să obțineți cunoștințe mai multe, ați completat formularul și o să plătiți posibil cineva din voi. Pentru că să primiți un material gratuit, trebuie să faceți un singur lucru. Ce fel de material primiți sau ce fel de surpriză am pentru voi? Scrieți pe talmazan.md mesajul
Următorul mesaj. Vreau un follow-up gratuit pe talmazan.md. Ce înseamnă asta? Toți cei care au făcut stories și m-au tăguit, puteți faceți acum, puteți faceți cu video, puteți înregistrați ecranul vostru, puteți faceți poză la ecranul vostru, orice formă de stories. Puteți voi să filmați și spuneți, băi, a fost un training taxi, bă, sau spuneți, a fost un training bun, sau să filmați caietul vostru, orice, bumerang, orice formă de stories. Dacă mai sus de mesajul vostru sau mai jos de mesajul vostru este un stories de la voi și eu văd mesajul, vreau un follow-up gratuit, eu vă includ într-un follow-up care durează până la 3 ore de consultanță gratuită a activității voastre. Voi puteți aveți multe mesaje și nu știți ce să faceți cu dânsele. Voi puteți aveți o sarcină de marketing și nu știți ce să faceți cu dânsele. Săptămâna viitoare rog colegii mei să toți cei care scrie o să primească, o să fie adăugați într-un grup și o să primească link-ul la Zoom Room în care veți primi follow-up. Până când unul. Dar nu este exclus că dacă ați fi foarte mult solicitări, să împărțăm în câteva grupe sau să mai fac încă unul. Webinar, follow-up, nu webinar în care nu vorbesc eu, dar vorbiți voi cu întrebări și posibil să împărțăm pe grupe și să comunicăm, să vă dau un feedback de la activitatea voastră. Dacă voi nu știți ce să faci cu pagina voastră, eu promovez Nere de Alghin, cheltui $20. Puteți vă uitați în contul meu de publicitate. Mi-ați făcut share screen, eu m-am uitat și-o păciom ca de în contextul ăsta. Toți, apropo, absolvenții noștri primesc follow-up-uri lunare. Noi avem un program în sensul ăsta. Toți cei care au absolvit, ei nimeresc în programe de follow-up și după curs pot primi asistența continuă. Pentru că nu-i de ajuns să afli informația asta. Trebuie să o implementezi, dar să o implementezi greu, pentru că e multă informație, ori n-ai timp, ori nu ești amâia cu un modul potrivit. Respectiv, zeci de motive de ce nu. Așa că, activ, valabil doar pentru cei 82 de persoane care le văd amâia în live, cei care să aibă stories cu mine și cei care să-mi scrie mesajul. Vreau un follow-up gratuit. Eu o să vă dau detaliile și voi veți beneficia de consultanță. Acum, întrebări. Întrebări pentru cei care mai sunt aici cu noi. Dacă voi, întrebări de care puteți să aveți? Ca să facem așa o totalizare. Despre ce am discutat azi? Despre programele noastre, poate aveți întrebare și nu vreți să știți să luați decizia. Despre orice ce aveți problemă în domeniul vostru de activitate, în tot ce înseamnă social media, comunicare, poate aveți ceva, vreo curiozitate, noutate, să ele hătite prosta pe spletnice. Ha, să radă-ți-te. Așa că, Elena, mersi foarte mult. Elena, nu uita un story să-ți fiu de seară când să merg spre casă. O să fiu foarte recunoscător să citesc story-ul tău unde zice acest lucru, să-l vadă și prietenii tăi. Poate le vei face o favoare și un bun lucru să înceapă și ei, poate. Așa, dar dacă nu avem miere, cum mai facem publicitate? Dacă nu avem miere, vedem și avem, Doina. Și avem, așa e facem. Noi, eu nu știu dacă este vreo... Este, cu siguranță, este, nu pot chiar să zic așa, dar... Tare multe domenii de activitate au trecut prin mâinile noastre. De la nere la construcții, de la construcție la sacshop-uri, de la sacshop-uri la haine, de la haine la tractoare, la mașini de lux, la unelte pentru tir, cursuri, branding, credite, probleme, fericire, orice. Adică când îmi zici eu vreau să fac asta, eu pot să spun trebuie sau nu trebuie. De ce? Pentru că am văzut încă 10 business-uri care deja lucrează, posibil ei chiar sunt și concurenții tăi și văzând ce faci, pot să spun stop aici, dublează, mergi înainte. Asta este caiful și privilegiul meu din domeniul ăsta. Că peste 6 ani de zile pot să-mi permit acest lux. Și având nu doar teorie, dar având și cunoștințele, având și certificările de rigoare, pot să-mi permit momentul de monitorizare și monitoring activității voastre. De ce? Dacă aveți întrebări, cu drag. Întrebam de faptul dacă e produs de sezon. Da, da, domnule, eu asta aș spunea. Noi, adică avem afaceri care lucrează din luna iunie până în luna august. Și gata. Cu investiții tare mari. Întrebarea este cum în această lună să-ți faci, știi cum, balada și cu greierașul, da? Acum joacă dacă poți, iar la toamnă sau la vară, fă ca mine. Generează vânzări pe online. Așa,
rapid să dăm like-uri la pagină. Da, nu-ți trebuie, Lucia. Nu-ți trebuie ție like-uri la pagină. Pentru că oamenii care dau like la pagină o dau din câteva perspective. Primul, din o văjuhă. Ei pur și simplu te respectă. Tu ai trimis invite la 50 de druși și așa care stem de tine o dat deodată like, share, așa care nu stem o dată a doua de like și care te iubesc, ți-o scris în privat și o spus că te rog frumos. Nu-i mai trimit invitațiile astea. Like-urile sunt bune, e bine când le avem. Tare gine și să avem multe, de acord și eu aș vrea, dar băbșe nu e despre rezultat. Dacă vrei, poate, sunt tehnici publicitare, sunt tehnici șpionski, dar dacă vorbim de rezultat, ele nu-ți trebuie. Dacă vorbim de vânzări sau vorbim de eficiență, nu e despre like-uri este. Prima dată aici, foarte informativ, Olga Bulmaga, mersi foarte mult de feedback. Eu mă bucur că sunt util și vreau să vă spun că ipoteza mea s-a adeverit. Chiar că sunt colegii mei aici. Noi am avut traininguri diferite și cu 400 de înregistrați și 100 de oameni până la final și acum cu 100 de oameni stabil și aproape 80 la final. Ceea ce înseamnă că audiența, totuși calitatea contează. Numărul de oameni în live, asta e cum ar și like-uri la pagină. Tare gine și ei mulți. Dar când ești calitativ și îți jii, încă e mai gine. Dar când ești pur și simplu, nu prea. Noi știm că vreo 10-20% se vor uita după, da? În reluare. Nu au putut. Eu tot am webinarul la care mă registrez, că e tare bună temă. Dar pur și simplu a născut nepoatnea și trebuie și dânsa, sau smena neochicat, sau internetul nu prinde. Zeci de motive. De ce noi nu ne descurajăm? Noi credem că putem fi utili și în sensul ăsta se poate de lucrat. Așa, Lucia spune că am dat întrebări. Lucia, mă uit. Recent ne-am lansat în România cu pagini de Facebook. Cum e mai bine să ne promovăm? Lucia, dă-mi un răspuns. Recent v-ați lansat în România cu pagini de Facebook. Sunteți din România? Sau sunteți undeva și v-ați lansat și în România? Rapid să adunăm like-uri la pagini. Întrebam de faptul, așa, dacă produsul Lucia... Lucia, dă-mi întreb că voi sunteți din România și ce domeniu, sau voi sunteți în Moldova și v-ați lansat și în România. Lucia Moroșan Bănescu e din România. Familia e România. Elena Manica. Cel mai bun mod de a-ți petrece seara. Și amuia Elena zâmbește și spune nu Manica, dar Manica sau Manica. Și eu cu accent încă stau și caut. Așa, foarte informativ. Așa. Concursuri pot fi considerate ca promovare și să fie un impact pozitiv pe mult timp. Concursuri pot fi organizate... Cojocarul Inga, concursurile sunt un instrument de comunicare ca și publicitatea, ca și posterile, ca și influence marketingul, ca și presa digitală, o realtă, care canal. Depinde de scop și dacă tu spui că poate fi un impact pozitiv pe mult timp, nu. Impactul este pe scurt timp, impactul este în dependență de strategie care să iei. Dacă să faci, tăguiește un prieten, spre exemplu, noi am avut un produs, Veneta pentru absolvenți. Și noi am făcut un concurs, câștigă cei care primesc mai multe like-uri la comentariu. Dar în comentariu trebuie să scrii clasa ta și de unde tu ești. Și în primul clasa ta aduni like-uri pentru un comentariu. Top comentariu era de 500-600 de like-uri și au câștigat locul 1. Cei care participau în acest concurs erau copii, colegiul, universități, clienți noștri. Și respectiv, pentru noi era strategic așa concurs. Când facem concursuri, like and share, tăguiești 3 prieteni ca să câștigi un bilet la kinoteatr, aici mai slăbuți. Tot depinde de. Ca instrument, eu îl cred. Ca formă de comunicare, tare sceptic pentru că se folosește deseori incorrect și puțin eficiență el dă, mai mult ca cei de audiență. Crezi că sistemul funnel funcționează bine și în Republica Moldova? Gabriel, sistemul funnel funcționează și nu funcționează peste tot. Eu nu cred că sistemul funnel funcționează foarte bine în România când tu n-ai bani. Sau mai bine zis, când tu ai un produs nu bun. Sau când ai un client service. Sistemul funnel este un sistem. El nu funcționează sau funcționează din anumite motive. Sistemul funnel este o strategie prin care noi putem să atingem oamenii. Și noi am ajuns la ideea că, da, adevărat, oamenii cumpără când ne știu, oamenii cumpără când au durere, când au conștientizat durerea asta, când au realizat că durerea este soluția, noi la durere suntem noi și atunci sunt mai dispuși să cumpere produse scumpe. Sau oamenii poate să cumpere și din audiența rece, dacă asta este un produs emotiv, niște husă de $2, care tu habar n-ai și brand, intri pe AliExpress și iei unul la nimereală de zi, între 5 cenți și îl cumperi. De ce? Pentru că a face
funnel, ceea ce noi am întâlnit problemă cea mai mare sunt două zone. Prima zonă, asta este elementul de resurse financiare, buget noi, ca să facem funnel normal. Al doilea, asta este media materială. Nu avem foto, video, remarketing, mesaje diferite, design diferit, copywriting diferit, copywriting corect, design corect, funcțiuni corecte. Nu sunt resurse pentru ca să realizezi funnel. E că atunci poți face un funnel și și un rahat complet și tu spui că funnel nu lucrează în Moldova sau nu lucrează în Ucraina. Peste tot, el lucrează dacă faci funnel. Lucia spune că e de aici, fabricat în Moldova și ne-am lansat și în România. Lucia, nu știu, așa, chiar nu știu de unde să începem și să adunăm pe români, mulțumesc, așa. Lucia, eu cred că voi ceea ce trebuie să faceți este să înțelegeți. Scopul paginii voastre este să faceți, să desfășurați o activitate. Activitatea asta se adresează unei audiențe. Dacă voi nu știți de la ce fel de audiență să începeți, extinderea noi deseori o facem prin audiențe asemănătoare. Voi aveți 10.000 de like-uri la pagină. Aveți o bază de date care au fost la evenimentele fabricate în Moldova. Trei parteneri au lista de clienți, spre exemplu. Încărcați asta în Facebook, faceți look-alike audience, audiențe asemănătoare, cu cei care din România, care seamănă cu cei care au dat like la pagina din Moldova. Și faceți o campanie. Ceea ce trebuie este acel moment de recognoscibilitate și de înțelegerea produsului. Dacă eu nu înțeleg produsul tău, eu nu-l cumpăr. Nu din cauza că e scump, nu din cauza că nu știu, livrarea e 3 ceasuri. Dacă eu nu înțeleg și vinzi tu, fabricat în Moldova. Imaginează, vede un român titlu fabricat în Moldova și vede o hăinuță. În Moldova, USAID-ul și, sau nu știu, dar greșesc poate, sau în general toate brandurile, au promovat prin billboard-uri, prin evenimente și practic o bună parte din piață știe ce înseamnă fabricat în Moldova. Asta este un brand care are sub egida lui mai multe branduri, dacă eu corect le înțeleg. Și în capul meu astăzi haine. Poate vezi și altceva, dar la mine sunt haine. Respectiv, ceea ce trebuie de făcut, de creat media materiale, video-uri, de găsit poate vreun partener de încredere de acolo care să ne recomande pentru audiența la care noi vrem să comunicăm, de creat interviuri, de participat la evenimente, de făcut tot ce am făcut aici, fix și acolo. Sau mai bine, sau mai mult. Dar cu siguranță nu este despre faptul că prost am deschis o pagină, pur și simplu am deschis o pagină. Și punem boost post la video-ul care l-am creat pentru Moldova și o punem în România. Deci trebuie de înțeles că o pagină nouă asta este o relație nouă. E o femeie nouă, ori un bărbat nou. Așa că tare la femeie nu-i place când tu o compari. Sau la bărbat nu-i place când tu zici că maica lui George azi și azi la tine. Și așa de România, zic, cu și ocazie. Sau, adică, înțelegi? Adaptează conținutul. Contextul cultural e mega important. Să fie luat în calcul. Iana, mersi mult, Lucie. Așa. Backstage din atelier ajută la ca la conexiunea cu clientul ulterior, vânzarea produsului. Backstage-ul ajută la proof, la credibilitate. Foarte mult credibilitate crește când voi arătați că voi sunteți oameni. Când eu fac stories, când eu filmez cum eu lucrez, când eu arăt că asta nu-i produs final. Oamenii au obosit de ideal. Oamenii deja le-i trist să vadă idealul. Nu mai vor să vadă... Știți frizeriile de la piața centrală în care stă un billboard și acolo stă o crețoasă ideală? Sau stă Johnny Cacoeta și așa, ha! Da? Nu-ți cacofură. Respectiv, amoi noi ne uităm smișno la asta, nu? Adică ne uităm și spunem precis, Angelina Jolie aici își face zavivcă, da? Lângă piața centrală, în subteran, acolo, lângă circ. Respectiv, noi ne dăm seama că asta e un fake și un niscăcitotnă marketing, un marketing de jos pentru o audiență care ori pentru dâns nu contează marketingul, ori el real crede în asta. Și asta e trist. Respectiv, în sensul ăsta, backstage-ul, când el e calitativ adus, când el arată că noi suntem oameni, că la noi Nicolae Petrovici, glavnei slesar pe sclad, că la noi Mariana este manager de vânzări și iată Mariana comunică cu 500 de oameni zilnic. De ce? Vă rog frumos, spuneți-i hello și când o vedeți pe drum, dați-i o floare, pentru că Mariana tare mi-i plac romanițele galbene și e obosește de ce e înveseliță. Adică backstage ajută, eu sunt pentru dânsul 100%. Mersi pentru webinar, Victoria, mersi, cum pot achita 10 euro? Tatiana, click pe butonul care vedeți, acolo completați formularul și dați next și nimeriți pe pagina de achitare.
Ori minim completați formularul, ori pe talmazan.md în Instagram scrieți-mi: Dumitru, n-am reușit nici să achit, nici să mă registrez, dar vreau offline sau vreau online. Plus, dacă vreți cadou, follow-up-ul, trebuie să aveți un stories cu mine, tăguit talmazan.md, să lăsați un mesaj dacă vreți, cum vreți, împachetați-l și scrieți: vreau follow-up gratuit și beneficiați de consultație gratuită într-un grup restrâns la subiectul și la tema pe care vă doare pe voi. Neapărat luați în vedere momentul ăsta. Cei care vor să participe oferta, neapărat beneficiați, că n-ați și alta. Așa, cât timp pe zi să oferim persoane responsabile pentru promovare pe Facebook? Mila, eu cred că un social media manager care administrează un buget de până la 100 de euro, faci postări și faci campanii, eu cred că lui vreo 3 ore îi trebuie. Dacă el face un buget de peste 500 de euro, îi trebuie full day. Nu poți să dedici, trebuie să faci verificări zilnice, 2-3 ore de verificări. Trebuie să creezi campaniile astea. Mai ales este când acceptează publicitate, poate să fie așa, prima săptămână de lună și full, ultima săptămână și liber de tot. Adică, dar el zilnic trebuie să verifice. La noi în agenție este așa funcție ca analytic manager. Rolul lui este să verifice dimineața și seara fiecare campanie. Odată la 3 zile, odată la 5 zile, odată la săptămână, odată la 2 săptămâni, se discută mai strategic la schimbarea, dacă KPI-ul nu se îndeplinește sau dacă strategia nu merge în direcția corectă. Deci aici tot depinde, chiar depinde de cât postări voi vreți. O să 1, 3, 5, cât buget, 100, 200, 500, 1000, câte campanii, pentru că poate fi un produs cu 1000 de euro, dar poate fi 20 de produs cu 1000 de euro și atunci volum de lucru total schimbă. Deci chiar e discutabil. După părerea ta, mă întreabă Gabriel, care este bugetul mediu pentru funnel? 200 de dolari plus ca să înceapă de la o sumă mai mare? Sau de început la o sumă mai mare? Uite, Gabriel, eu am un produs, workbook-urile. Ele costă 25 de euro. Pentru ca să beneficiem de produsul workbook, noi am făcut un următor funnel. Noi sus în pâlnii targetăm audiența necunoscută prin PR, adunăm audiențe legate de domeniul social media, cheltuim vreo 50-100 de euro pentru asta. Mai departe, ducem pe dânsă și targetăm o altă audiență, audiență rece, în care îi ducem pe dânsă cu materiale de expertiză, gen PDF-uri, checklist-uri, video de expertiză, 3 video cum să setezi, 5 video cum să vezi, ceva din foarte, foarte departe. Toți cei care completează formularul pentru a beneficia de zona asta primesc un thank you page cu workbook-ul nostru de 25 de euro și cu ofertă. Mai departe, cei care completează și cumpără se duc în salvați și lor le se arată un webinar din seria asta. Cei care nu cumpără le se arată un mesaj de feedback, le arată argumente și alte mesaje. Stați cu chica clickerul. Și alte mesaje legate de partea de comunicare. Fiecare nivel are nevoie de câte vreo 50 de euro minim, respectiv dacă pun minim bugetul, la minim ies la vreo 300 de euro funnel-ul pe lună. Dacă eu vreau să fac un impact și vreau să-mi diversific mesajele, el crește peste 500. Și asta e workbook. Dar dacă am programul mediu care costă mai scump, am nevoie de un funnel mai complex, de atingeri mai multe. De aceea, funnel-ul depinde de cât e check-ul, ce produs și cât de rece tu ești în piață. Noi nu că suntem cei mai buni, chiar dacă suntem. Noi în piață din Republica Moldova, cel puțin suntem unica companie care constant, stabil, sistematic organizează instruiri lunare de peste, dacă luăm webinarele, 2-3 webinare, asta sunt 500-1000 de oameni, dacă luăm cursurile care se termină lunar, asta sunt 20-50 de oameni. Lunar. Acum, în pandemie, și workbook-uri noi am făcut vreo 200 de vânzări în perioada asta de pandemie. Respectiv, noi înțelegem că pe noi le cunosc mai mulți oameni, dar dacă tu ești un brand rece, va și nimeni nu știe despre tine, deloc nimeni nu știe despre tine, atunci la tine până va fi mai complexă. Va avea sus mai mult la rece sau necunoscut, va avea mai puțin la cald, va avea foarte mult la remarketing, va avea remarketing pe diferite canale, feedback-uri, backstage-uri, cum se spunea, proof, e chiar discutabil. Așa, mersi, Gabriel, sper că am răspuns la întrebarea ta, dă-mi un feedback dacă este așa. Cei că am rămas aici, vă rog mult, puneți întrebări, eu vreau să vă mulțumesc sincer pentru întrebările voastre cu carne, pentru că creștem audiența și îmi dau seama că la noi vin oameni care au nevoie de răspunsuri. Dacă completați Instagram-ul meu și îmi scrieți vreau follow-up, putem să discutăm în formatul ăsta și în cadrul follow-up-ului. Și știți care e plusul? Că
La follow-up sunt oameni care vin și care nu au întrebare, dar sunt vreo 5 care au întrebări. Și eu numesc gurcasc pe ăștia, dar asta e tare ghine. Pentru că ei vin și ascultă istoria altora și se învață din greșelile altor oameni. Pentru că vine om și spune, uite, la mine nu văd rezultatele în campanie. Am avut recent așa o chestie. Dumitru, eu nu văd rezultatele și cu mine. Știți care era problema? În Ads Manager, în dreapta colț, este calendar. Acolo erau selectate perioada, arată-mi pentru trimestru trecut. Dar campania rulează acum, prima săptămână. Respectiv, n-ai vede unde. Am apăsat un buton, arează All Value Time și lui hop, eu par rezultat și oi, mulțumesc. Și când cineva scrie, dar eu tac, dar la mine a fost așa situație și eu nici până azi nu știam cum să fac asta. Respectiv, completând un stories, făcând un message la mine, puteți nimeri în grup unde puteți să auziți. Dar, dacă treceți prin program de nostru, aveți lunar așa întâlniri. Așa că, beneficiind de oferta care v-am pregătit-o la nivelul de start online sau offline, 99 și 59, da? Beneficiați de oportunitatea să treceți programul pentru că aveți carte. Cartea acolo e complex, exerciții cu, wow, tare crută. Peste 50 de oameni încă mai sunt cu noi. Mersi, Gabriel. Butonul vedeți. Eu vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost astăzi cu mine. Eu sunt excited. Peste o săptămână, două, noi avem webinarul de Instagram. Joi avem live-ul. 15 și când acolo încă dățele erau, avem cursul start. Avem luna viitoare cursul mediu. Oportunități pentru cei care vor să învețe sunt. Și gratuite, și cu plată, și ieftine, și foarte scumpe. Avem integrarea consultanței. Dacă aveți o companie mai complexă și aveți nevoie de un departament de marketing, de monitorizarea mea săptămânală a activității voastre, puteți să luați mentoratul cu mine, în care eu pot fi mentorul vostru pe direcția de publicitate. Și să ne vedem cu voi când trebuie, dar minim o dată, două pe săptămână, să ne uităm la publicitatea voastră, dacă tot ok lucrează. Scrieți în Instagram dacă vreți aceste lucruri, și cu drag vă răspund și cu drag comunicăm mai departe pe subiectul ăsta. Sunt onorat că la noi sunt oameni de peste tot. Lucia, mulțumesc mult. Emma, Elena, mersi. Sunt onorat că avem oaspeți și din România, și din alte țări, și din Sărata Galbenă, și Chișinău, și Moldova. E o plăcere să vorbesc despre asta. Eu mă descarc. Mă golesc pentru ca să mă umplu iarăși cu cunoștință. O să continuăm în continuare cu alte teme, înguste, mai mici, mai specifice, nu lungi, dar cu siguranță utile. Aceste fiind spuse, vă doresc o seară extraordinară. Mâine hramul orașului Chișinău și e din Chișinău. Stați acasă și învățați cursul. Cei care sunt gata să înveți mâine, scrieți că noi vă dăm acces mâine la curs și aveți timp să studiați. În rest, follow pe Instagram, scrieți și v-am cuprins, v-am pupat, mulțumim, la reve! Stați că mie îmi place și всегда uitit красиво. Eu când fac aici, să am că eu apăs pe ceva, da? Să-mi înțeles. Așa, noi uhodim красиво.